La Tess și Robert a fost o situație mai diferită. Ea a părut interesată de el și viceversa. La un moment dat, ea părea că nu-și mai dorește și el a știut, asta a simțit. După s-au reapropiat, ați văzut îmbrățișări la cei doi și el a dat-o că e falsă, după că joacă după camere și ar fi vrut chiar să o testeze, să o ispitească Stelian. În seara aceasta la petrecere i-am văzut pe cei doi dansând, dar separat. Ea a dansat cu fetele, erau la un moment dat fiecare într-un alt colț al ringului de dans și după ea a mers lângă Robert, dar au păstrat distanța. Se distrează des, ceea ce e bine, se distrează și Robert, dar nu prea se distrează împreună. Și vedem dacă nu sunt genul sau există și acolo o problemă.